Bună și bine ați venit! Bine ați revenit aici la mine pe canal, unde discutăm doar despre parfumuri și puțin de tot beauty. Dacă mă urmăriți, ați văzut că fac clipul acela lunar cu favorite, dezamăgiri, descoperiri, unde includ și produse pe care eu le mai folosesc. Înainte de toate, înainte să trecem la parfumurile de aici de lângă mine, am o rugăminte la voi. Dacă mă urmăriți și dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like atunci când vedeți un clip, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult și este o bucurie să văd că acest canal crește, bineînțeles pentru cine nu ar fi, pentru că dacă aș vrea să fac clipuri doar pentru mine, le-aș face doar pentru mine și nu aș mai împărtăși cu voi. Însă este o bucurie să văd că acest canal crește și este o bucurie să cunosc cât mai multe iubitoare de parfumuri. Astăzi am aici lângă mine o selecție de parfumuri destul de mare, pentru că nu mă pricep să aleg doar câteva, nu pot să mă abțin să nu vă aduc mai multe. M-am gândit să vorbim despre parfumuri pe care puteți să le faceți cadou în luna martie, parfumuri accesibile, dar și potrivite pentru primăvară și nu numai, pentru că sunt destul de versatile unele dintre ele, zic eu. De ce m-am gândit la parfumuri accesibile? Pentru că mă gândesc eu că de 8 martie, de exemplu, aveți de făcut mai multe cadouri pentru mamă, pentru soră, pentru soacră, pentru verișoară, pentru și așa mai departe. Și atunci când ai de făcut mai multe cadouri, poate că optezi pentru parfumuri mai accesibile, de exemplu. Și nu văd nimic rău în asta, pentru că sunt destul de multe parfumuri accesibile pe piață care sunt și bune și mie îmi plac foarte mult, pentru că parfumurile pe care vi le arăt eu astăzi cu siguranță îmi plac. Și în al doilea rând, până la urmă, gestul contează, adică asta în cazul în care vrei să faci un cadou și cauți idei, sper să găsești inspirație aici. O să încep cu parfumuri care mie îmi plac extraordinar de mult și mai ales primăvara. Sunt parfumuri în colecția mea în care eu văd primăvara, adică sticluțe care au primăvara în ele. Și în primul rând vorbim despre Rumeur de la Lanvin, un parfum făcut de Francis, un parfum cu multe flori, este un floral superb, persistent, nu este cel mai accesibil parfum, însă pentru calitate și pentru miros mi se pare că are un preț foarte, foarte, foarte bun. Rumeur este primăvara într-o sticluță, este superb, este intens, floral, are și ambră, patchouli, mosc, moscat, un parfum foarte frumos și, nu știu, vi-l recomand, dacă nu l-ați testat, să-l testați, poate vreți să faceți un cadou sau să vi-l cumpărați pentru voi, dar este un minunat pentru primăvară Rumeur. Trecem la următorul, care este în ton cu primăvara și care se asortează foarte bine cu primăvara și cu un trench așa subțire de primăvară cu o eșarfă la gât, este acest Burberry London, care și el are flori în compoziție, este și el moscat, are și santal și patchouli, însă are și floarea de tiară cu care v-am înnebunit pe toate și ajută foarte mult și acest honeysuckle. Honeysuckle, o să vă scriu pe ecran, știți voi la ce mă refer, dar mereu uit cum se numește această floare, care ajută la dulceață, la dulceața din acest parfum, pentru că știți că honeysuckle este ca un nectar al florilor. Îmi place foarte mult parfumul acesta, mi se pare că și el este accesibil pentru miros și pentru calitatea lui, însă nu este cel mai accesibil parfum, adică se poate și mai bine, dar este un parfum frumos și feminin pe care eu chiar îl recomand pentru perioada aceasta. Un alt parfum pe care eu îl ador primăvara este Trussard Donna. Aici avem o deschidere fructată citrică, însă dacă vedeți citrice în parfumul acesta, în compoziția lui, nu vă speriați că nu sunt citricele acelea fresh, este o deschidere dulce, fructată, cu iasomie, este un parfum care are și vanilie și santal, foarte frumos, mie îmi place mult de tot și mai ales primăvara, deci este super parfumul acesta, mi se pare bun de birou, mi se pare elegant, are și un preț destul de bun,
și cred că le-aș duce mai mult într-o zonă mai matură, să zic așa, adică nu le văd neapărat purtate de fete de 18-19 ani, totuși cred că mai târziu așa sunt mult mai plăcute și vă spun asta pentru că eu, de exemplu, până acum câțiva ani nu prea mă uitam la parfumurile de genul acesta, adică nu știu alte persoane, însă eu vă spun din experiență că parfumurile acestea florale mi-au plăcut destul de târziu și un alt parfum pe care eu îl ador primăvara, pe care l-am descoperit mai târziu și a fost dragoste la primul puf, este acest Lacoste Parfum. Am categoria mea de parfumuri, categoria de parfumuri de mamă și pe acesta în acea categorie îl pun. Deci mi se pare că de 8 martie parfumul acesta poți să-l faci cadou mamei, soacrei, prietenei. Chiar mi se pare un parfum mai matur, la fel și pe el îl văd foarte potrivit pentru birou. Este pudrat, este dulceag, el are și piele în compoziție, are niște note foarte frumoase, chiar și hibiscus, deci este un parfum foarte complex și mi se pare la fel foarte bun pentru prețul pe care îl are și mi se pare că seturile acelea cu Lacoste sau parfumul acesta este foarte potrivit de făcut cadou de 8 martie, foarte potrivit. Un alt parfum pe care îl văd potrivit de făcut cadou în luna martie și mi se pare potrivit pentru primăvară este acest Montblanc Signature. Aici avem o clementină în deschidere, avem flori și avem o bază vanilată, muscată. Este un parfum versatil și pe acesta îl ador, este cameleonic vara. Îl văd așa foarte curat și proaspăt, iar iarna îl văd foarte cozy și fiind un parfum cremos, un parfum destul de echilibrat, însă nu este nici foarte puternic, îl văd versatil și cred că nu dai greș dacă faci un cadou de genul acesta. Parfumul acesta este unul curat, cremos, o cremă albă, foarte plăcută și cred că poate să fie un cadou perfect pentru oricine, pentru oricine. Un alt parfum potrivit pentru primăvară este acest Juicy Couture, Couture Couture. Este cam în aceeași zonă, zic eu, cu acest Rumeur, doar că Rumeur mi se pare mai intens și parcă mai matur decât acest Juicy Couture, însă și acesta este un parfum floral, cred că este preferatul meu de la Juicy Couture și în el regăsim flori și găsim acel caprifoi, domne, caprifoi, dulceața acelui caprifoi, nectarul acela de flori dulci, avem și ambră, vanilie, santal, este ceva mai dulce, dar floral și chiar persistă bine acest parfum față de altele de la Juicy Couture, zic eu. Îmi place și sticla, este chiar drăguță, mi se pare că și el are un preț mai mic decât altele, să zic așa, că nu este nici el cel mai accesibil parfum, dar pentru primăvară este o idee bună de făcut cadou. Următorul parfum a ajuns la mine chiar ieri și l-am primit de la o prietenă de aici, de pe YouTube, pe care o salut și căreia îi mulțumesc că mi-a trimis niște parfumuri minunate și o să mai vorbim și despre celălalt pe care mi l-a trimis ea, însă nu în acest clip. Dar astăzi vorbim despre Misu. Cred că voi cunoașteți mai bine acest brand, că noi am mai vorbit prin comentarii. Eu nu am avut niciodată de la Misu parfumuri. Sunt inspirate din alte parfumuri cunoscute, iar acest Misu este inspirat de parfumul Dolce & Gabbana Parfum. Eram super curioasă, nu l-am testat nici pe acela, originalul, nici pe cel intens și eram foarte curioasă de cele două, iar acest Misu W15 Dark Green miroase minunat. Mi se pare foarte potrivit acum, primăvara și nu numai, mi se pare un parfum versatil și
chiar vreau să mai cunosc și alte parfumuri de la Misu, pentru că mirosul este foarte, foarte plăcut. Îmi place că simt notele curate în el și clare, chiar dacă este o clonă, să zic așa. Flori albe și vanilie și zahăr vanilat cumva. Îmi place foarte mult parfumul, acum sunt curioasă să mai testez și alte parfumuri de la Misu, însă sunt curioasă să testez și parfumul original după care este inspirat acest parfum. Foarte potrivit pentru primăvară, mi se pare foarte potrivit de făcut cadou un astfel de parfum și pe viitor o să mai testăm și altele de la Misu. Sticluțele sunt simple, sunt drăguțe, chiar nu am nimic de comentat. O să mai discutăm despre el cu siguranță, pentru că este mai nou în colecția mea și o să-l mai testez, o să-l mai port și o să vă mai povestesc și despre el. Trecem și la o categorie de parfumuri pe care eu le văd mai copilăroase, pentru adolescente, pentru fetițe, două parfumuri care sunt ale fiicei mele, ca să vă dați seama, dar pe care le port și eu cu mare plăcere. Recunosc că nu prea am întins mâna după ele, însă chiar dacă nu-i luam ei pe Moschino Toy 2 Bubblegum, cu siguranță mi-l cumpăram, pentru că acesta îmi place foarte, foarte mult. Este cu gumă de mestecat, Hubba Bubba, dar are și o parte mai feminină după ce se usucă. Este foarte frumos parfumul și acest Escada Candy Love este minunat și cred că acesta este inspirat de parfumul Rose de Van. O să vă pun pe ecran parfumul acela, pentru că am găsit la Twins o clonă a parfumului Rose de Van și miroase ca acesta. Deci avem aici un parfum de la Escada inspirat, dar miroase foarte bine și este un parfum bombonicios. Are și un trandafir dulce, deci foarte frumos și parfumul acesta. Nu știu, poate vreți să faceți cadou unor fetițe, unor adolescente, fiicelor. Chiar sunt parfumuri foarte drăguțe și la prețuri destul de mici le găsiți și pe ele. Și următorul parfum este de la Twins. Pe Dubai Collection găsiți foarte multe parfumuri care zic eu că sunt potrivite de făcut cadou în luna martie, cum este și Misty Down, care este un parfum floral primăvăratec foarte frumos. Și dacă vreți ceva mai dulce, fructat, cu un pic spicy de la acel ghimbir, dar se simte acolo niște fructe roșii, căpșună, zmeură, spicy, după cum vă spuneam, și mai dulce, mergeți pe Mojo sau pe Dia, sau puteți să alegeți unul care seamănă cu acesta. Am vorbit eu în clipul cu Twins despre aproape toate parfumurile de la Twins, dar eu îl am pe acesta și vi-l recomand cu mare drag și de pe data de 3 până pe 5. Codul meu de reducere este CC10, pentru că aveți o reducere mai mare decât de obicei și cu siguranță puteți să găsiți și pe Dubai Collection un cadou potrivit la un preț accesibil. Tot pe Dubai Collection îl găsiți și pe acest Gourmandis Les Essentiel. Acesta miroase a căpșună, a bomboane cu căpșuni și frișcă. Un parfum foarte drăguț, însă tineresc, copilăros, adică nu este ceva foarte serios, însă bineînțeles că puteți bucura pe oricine cu un astfel de parfum și am văzut că sunt și cu vanilie, sunt și cu paciuli, și cu ambră, și cu flori, deci puteți să alegeți un astfel de parfum. Acestea au și 90% ingrediente naturale. Nu sunt cele mai persistente parfumuri, însă au prețurile mici și mi se par foarte drăguțe, foarte potrivite de făcut cadou. Un alt parfum
care mie îmi place foarte mult și este un parfum pentru primăvară mai gurmand și mai dulce, dar proaspăt în același timp. Avem un măr roșu delicios în parfumul acesta. Mi se pare că este un parfum gurmand pentru, nu neapărat pentru perioada rece, pentru că este gurmand, dar și proaspăt în același timp. Miroase foarte bine parfumul acesta. Are și pralină în el și vanilie, are și flori, are și fructe. Și da, este un parfum care mie îmi place și mi se pare ok dacă vrei să faci un cadou drăguț. Mai departe vorbim despre un alt parfum care nu este din această categorie, pe care ați văzut-o mai devreme, de parfum jucăuș și copilăros așa. Acesta este un parfum mai matur și mai serios, aș spune eu. Un parfum vanilat, aromatic, migdalat, cald condimentat, un parfum cald. Este un vanilat foarte frumos pe care îl văd potrivit și pentru primăvara de vreme, pentru serile de primăvară, pentru că totuși nu este atât de cald primăvara și putem să purtăm ceva mai dulce. Eu despre Lalique Le Parfum nu prea v-am povestit, asta pentru că îl am în colecția mea de mult și Adriana mi-a amintit de el. Nu îl testasem, adică nu îl știam prea bine, pentru că am în colecție parfumuri la care încă nu am ajuns să le dau mai multă atenție. Și l-am purtat pe acesta într-o zi. După câteva minute mă întrebam ce miroase și mi-am dat seama că este acest Lalique și este foarte frumos. Și este și persistent, și accesibil, și potrivit de făcut cadou. Este foarte frumos, chiar o să-i dau mai multă atenție acestui parfum. Un alt parfum pe care eu îl super recomand pentru primăvară-vară, pentru oricând vreți voi și puteți să-l faceți cadou oricui, pentru că este un parfum minunat, este acest Anaïs Anaïs Premier Delice de la Cacharel. Apa de toaletă, un parfum fructat, are și cacao și cedru, însă ce-mi place foarte mult la acest parfum este acea pară coaptă. Este un parfum superb, superb. Doamne, cum miroase para aceasta. Mie mi se pare destul de liniar, nu îl am de mult în colecție și promit că o să vorbim mai multe despre el, însă îmi place foarte mult, are un preț ok, pe unele site-uri îl găsiți la un preț chiar foarte bun. Este fructat, este tineresc, este plăcut, nu este, este tineresc, mi se pare potrivit de făcut cadou unei adolescente, de exemplu, dar nu-l văd neapărat iubit de o fetiță, să zic așa. Este foarte frumos parfumul acesta și vreau să mai discutăm despre el. L-am descoperit cu datorită Andrei și ea spunea că îi place foarte mult și uite că a ajuns la mine și este minunat parfumul acesta. Minunat! Din nou, parfumurile de la Zara mi se par foarte potrivite de făcut cadou, mai ales că le găsiți în magazine și puteți să testați, nu neapărat Warm Freedom. Mi se pare că Warm Freedom este... poți să dai greș cu acesta când faci un cadou, dar aveți altele de la Zara pe care puteți să le testați, mai florale, mai florale dulci. Sunt foarte multe, puteți să căutați pe internet care cum sunt clone, dar mie foarte mult mi-au plăcut gamele acestea cu Jo Malone, în colaborare cu Jo Malone, și găsiți acelea cu orașele, mai este prima gamă care este foarte potrivită pentru primăvară-vară și nu neapărat Warm Freedom, pentru că Warm Freedom mi se pare că poți să dai greș cu el dacă îl... dacă îl iei pentru cineva pe care nu îl știi foarte bine, nu recomand Warm Freedom, recomand parfumurile de la Zara.
ultimul parfum despre care vorbim noi astăzi este Caed al Fursan Unlimited. Pe acesta îl găsiți la 74 de lei pe parfumat.ro și puteți să folosiți codul NC10 și mai aveți 10% discount. Mi se pare bun de oferit cadou pentru că nu este nici prea dulce, mi se pare echilibrat pentru că nu este nici prea puternic. Este un parfum cremos, este un parfum lactonic. Simt un pic de cocos acolo, un pic de Raffaello. Mă duce cu gândul și la Montblanc Signature. Nu este o clonă, zic eu că nu este o clonă, dar mă duce cu gândul la acesta, cel puțin la cremozitatea pe care o are el. Și din nou, este un parfum versatil și foarte frumos pe care poți să-l cumperi cadou pentru cei dragi sau pentru tine. Și cam atât cu parfumurile de astăzi. Eu sper că v-a plăcut acest clip și v-a inspirat, v-a ajutat să vă faceți o idee de un cadou pe care vă gândeați să-l faceți sau poate că doar v-ați relaxat privind clipul meu, ascultându-mă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, să aveți o zi minunată!